Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. De ce Halil Brahim nu a fost nominalizat la premiul Fluturele de Aur? Iată detaliul șocant! A venit ziua cea mare! A început votul pentru premiul Fluturele de Aur Pantene, cel mai prestigios din Turcia. Începând cu 4 octombrie, votul va continua până la sfârșitul lunii noiembrie. În noaptea de 3 decembrie, premiile își vor găsi proprietarii. Există 40 de categorii în acest mare vot. Absența lui Halil Brahim Ceyhan în categoria cel mai bun actor într-un serial masculin a atras atenția. Iată de ce Halil Brahim Ceyhan nu a fost nominalizat. Prima rundă a ceremoniei de decernare a premiului Fluturele de Aur Pantene, care va avea loc pentru a 49-a oară în acest an, a început, iar actorilor care nu au fost nominalizați în această rundă li s-a oferit posibilitatea de a-și nominaliza candidatul cu opțiunea unei alte persoane. Văzând că Halil Brahim Ceyhan nu a fost nominalizat pentru cel mai bun actor, fanii săi s-au apucat să-l nominalizeze. De ce Halil Brahim Ceyhan nu a fost nominalizat? Am aflat că Halil Brahim Ceyhan, care nu este tocmai un actor principal, nu vrea să fie nominalizat ca actor secundar. Din acest motiv, Halil Brahim Ceyhan, al cărui nume nu se află pe lista candidaților, va vedea dacă poate trece în turul 2. Ce părere aveți despre această chestiune? Crezi că rolul lui Halil Brahim Ceyhan în serialul Karele Sepet nu intră în sfera actorului principal? Este Halil Brahim Ceyhan un actor secundar? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!